Discutăm acum cele mai noi informații legate de situația din Orientul Mijlociu, dar și ceea ce tocmai am difuzat. Alături de Miroslav Tașcu, Stavre, analist de politică externă. Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult! Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru ei. Vedem așadar că la doar câteva ore după atacul asupra Israelului, Iranul a început să amenințe și nu se rezumă doar la Israel, ci și la alte țări din regiune, precum Iordania. Cum vedeți această mișcare, aceste noi amenințări făcute de Teheran? Da, eu am dedus din mesajul transmis că nu vor exista neapărat alte măsuri dacă nu va exista un răspuns din partea Israelului. Cumva, fără să încerc într-un fel să justific, Iranul justifică atacul de astăzi pentru ca măsură de răspuns la atacarea în 1 aprilie a consulatului Iranului din Liban. Atunci când, dacă ne aducem aminte, 7 dintre personalul, 7 oameni din personalul gărzilor civile iraniene, dar și alți oficiali au murit într-un atac atribuit Israelului. Asta a fost cumva justificarea. Da, nu există nicio justificare pentru ceea ce a făcut Iranul. Și ne așteptăm de altfel, în urma declarațiilor pe care le-am citit în această dimineață în presa internațională, ca să avem de urgență Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite. De altfel, secretarul general ONU a și condamnat acest atac al Iranului. În plan diplomatic, sigur că da, lucrurile au anumită coerență și ne așteptăm la un anumit parcurs, însă în plan practic sunt două chestiuni esențiale, spune. Una ar fi că Israelul trebuie să de suport militar, și lucrul ăsta a fost reafirmat prin vocea secretarului de stat american Lloyd Austin, care a spus că este alături de Israel pentru a face față presiunii puse de Iran. Pe de altă parte, în plan diplomatic, dar și al măsurilor pe care le așteptăm în această după-amiază de la guvernul Netanyahu, secretarul de stat Blinken mizează, așa cum a făcut-o și a avut această poziție constant în toată această perioadă de 6 luni atât de delicată pentru Israel, pentru a dezescalada acest conflict și a nu duce conflictul la cifrele pe care le avem astăzi legate de numărul de victime din regiune. Cred că astea sunt cele mai importante două direcții, cumva. Misiunea permanentă a Iranului la Organizația Națiunilor Unite a precizat că, din punctul lor de vedere, atacul asupra Israelului poate fi considerat încheiat. Cum vedeți acest anunț al Teheranului? Da, nu așa facem ordine în lumea asta internațională, cel puțin după 1914, atunci când s-a înființat Organizația Națiunilor Unite. Pentru că tocmai asta e scopul ei, și anume acela de a nu ne mai face dreptate singuri. Am înlocuit forța sau dreptul forței cu forța dreptului. Și anume, lucrurile care pot fi, sigur că da, și a fost o condamnare, s-a discutat pe subiectul, repet, al consulat Iranului la Damasc după 1 aprilie, nu vii și două săptămâni mai târziu cu un atac de drone asupra Israelului. Pe de altă parte, Iranul și regimul iranian trebuiau să dea un răspuns, trebuiau să se justifice cumva, cel puțin în fața propriilor cetățeni, și lucrul ăsta s-a văzut practic în modul demonstrativ în care au făcut toată această
lansare, nu, de drone mai degrabă, deși anumite analiști așteptau să existe și rachete cu rază medie, pentru că Iranul dispune și de armament mai performant. Dar se pare că scopul a fost în egală măsură sau mai degrabă preponderent a fost un scop propagandistic, acela de a justifica în continuare regimul pentru ceea ce face și cum se comportă ca protector al populației palestiniene din fâșia Gaza, un lider regional și așa mai departe. Ori rolul Iranului vedem că este unul din ce în ce mai mic în regiune și vedem asta și prin modul în care nu doar Iordania, dar și Arabia Saudită și alte state din regiune s-au comportat în toată această perioadă. Mai degrabă fiind sau făcând front comun cu poziția exprimată de Statele Unite și, de ce nu, cu Israel. Că vorbeați de ceea ce a folosit Iranul în acest atac, informațiile noastre spun că ar fi folosit 185 de drone, 110 rachete Sol-Sol, 36 de rachete de croazieră. Unele dintre acestea au fost dobărâte de Statele Unite. Am văzut că și Iordania s-a implicat și, desigur, a fost un foarte important ajutor dat și de Marea Britanie. Da, este adevărat, a fost un număr mare de drone, dar aviația izraeliană, sistemele de apărare, aerodrom, despre care se discută atât de mult, sunt unele dintre cele mai performante sisteme de apărare din lume. Asta face sau a făcut ca la finalul acestui atac așteptat, de altfel izraelienii sunt, au o apărare civilă extrem de bine pusă la punct în fiecare locuință, existând și un mini bunker, practic o cameră de siguranță, a făcut ca victimele să fie zero, practic. Nu am avut, din câte știm, înregistrate victime în urma acestui atac, chiar dacă au existat, sigur că da, punctual distrugeri civile. Realitatea este că între cele două state, chiar dacă sunt de mărimi considerabil diferite, raportul este unul asimetric. Israelul are una dintre cele mai capabile și cele mai bine dotate armate din nu doar din regiune, ci chiar din lume. Un lucru știut foarte bine și de Iran. Domnule Tașcu Stavre, după atacul fără precedent al Iranului asupra Israelului, care a fost lansat de gărzile revoluționare iraniene, au apărut întrebări despre importanța structurii paramilitare de elită. Gărzile revoluționare iraniene au fost o structură înființată la scurt timp după Revoluția Islamică din 1979 pentru a proteja sistemul de conducere clerical musulman șiit și pentru a oferi o contrapondere la forțele armate regulate. Însă, în timp, Garda Revoluționară iraniană a devenit una dintre cele mai importante forțe militare ale Iranului. Ea are propria armată, marină, forța aeriană și aripă de informații și răspunde doar în fața liderului suprem, știm cu toții, Ayatollahul Ali Khamenei. Da, așa este. Și ceea ce face Israelul și a făcut-o nu doar Israelul, dar și Statele Unite în ultimii ani au fost să lucreze, practic, la destructurarea acestei grupări. Această grupare care, atenție, nu lucrează doar pe teritoriul Iranului și nu face sau nu susține doar în interior prin măsurile de represiune împotriva populației ceea ce își dorește, nu un regim autoritar, un regim bazat pe Coran, ci face tot ceea ce are nevoie regimul în afara teritoriilor. Mă gândesc acum la ce au făcut gărzile revoluționare, de exemplu, în războiul din Siria. Asta a fost și motivul pentru care în urmă
cu numai bine de 2-3 luni de zile am avut celebra detonare practică a unor simpatizanți ISIS, care s-a soldat cu 80 de morți în rândul legilor revoluționare iraniene, care erau strânse acolo să-l comemoreze pe liderul lor, pe generalul Soleimani, care e așa un fel de legendă în Iran. Știm că și el a fost eliminat la rândul lui de forțele americane în urmă cu 4 ani de zile. Și tot așa s-a întâmplat practic acum și în atacul din 1 aprilie din Beirut, acolo unde, repet, aceste forțe revoluționare se comportă la fel ca se comportă și grupările astea paramilitare conduse de prin Rusia sau alte state unde, cu ajutorul, suportul guvernului, practic au mână liberă, nefiind practic supuse unui control civil, așa cum se întâmplă într-un orice stat democratic și nerespectând deloc rigorile războiului, pentru că pare ciudat, dar și războiul, așa cum e el purtat, stipulat în Carta Națiunilor Unite și modul în care se desfășoară. Ca o concluzie, pentru că ne apropiem de final, ce credeți că ar putea să urmeze în următoarele ore? Vine această reuniune a liderilor G7, sunt discuții, evident, în cadrul celor mai importante, să spunem așa, foruri internaționale legate de ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Da, ne așteptăm să vedem și la G7, va fi tema, va fi practic și pe agenda, nu poate să nu fie acolo, dar așteptăm cu mult interes să vedem ce va face Israelul și ce vor face Națiunile Unite și ce vor reuși de fapt să facă Națiunile Unite. Dar m-aș uita cu ochii foarte atenți pe ceea ce va hotărâ să facă Israelul și cum vor înțelege să răspundă. Pentru că răspunsul sau de răspunsul Israelului s-ar putea să depindă evoluția ulterioară a evenimentului. Mă aștept totuși la reținere din partea Israelului. Asta ar fi soluția cea mai fericită, pentru că o reținere din partea Israelului ar putea să însemne mai multe șanse pentru dezescaladare. Israelul are în interior o criză majoră de securitate, nu are, cred, nevoie de o criză superioară. Da. Așa este. Domnule Miroslav Tașcu-Stavre, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în jurnal.